unde vrei. Acolo, la casă. Nu vrei, au pornit elicopterul, motoarele la sala de aplicații la Boboc. Sunt elicopterele pornite acolo, uite-le. Păi și ăsta ce... A, da, am văzut. Las că le vedem în aer. Hai să vedem ce zilele astea de aproape. Stai să-l mai văd și eu. Cred că va executa din nou o coborâre din acea... Trenul scos, în configurație de aterizare, flapsurile coborâte și rata de coborâre mare. Coboară, iată-l! Mamă! Ne salută în acest moment și pleacă mai departe! Inclusiv salutul este mare! Haideți să-i aplaudăm încă o dată! Aeronava C-130 Hercules și elicopterele R-316B, Școala de Aplicație a Forțelor Aeriene. Forțele Aeriene Române vă salută! La revedere! La revedere, elicopterele! Da. Au plecat, ne-au pupat. Așadar, aplauze pentru Forțele Aeriene Române, o prezentare extraordinară și manevrabilitatea Herculesului, chiar că face concurența avioanelor ușoare de acrobație. Atenție la verticală, să ne uităm după cele trei anedoiuri care se pregătesc pentru desant și să ne uităm că și Nicolae Cosmin cu Bogdan Gaie, adică Vilga cu IR-ul 35 cu planorul metalic se află undeva aproape de largare. Două tipuri de zbor, zborul, adică căderea liberă cu parașuta și planarea cu un aparat care conține nu are motor. Deci trebuie pur și simplu să asigurăm punctul de pandă, trebuie să asigurăm viteza și planorul asta face. Dacă vrem să urcăm, trebuie să câștigăm viteză. Corect. Ceva. Și el plutește. Exact, foarte bine. Zboară pe baza curenților. În fața dumneavoastră se află din nou doamna Cristina Jensen, comandantul detașamentului de parașiști a forțelor aeroclubului României. Cristina este stand-by cu stația să vedem momentul lansării, cum va fi sincronizarea. Din clipă în clipă trebuie să apară cele trei ane 2. Antonov 2, nu? Cât cai puterea are motorul? 1000 de cai puterea. Bravo, bravo, aproape din nou pentru trecerile de cine. Fenomenal! Deși e cald, e multă lume. Ce e în bubuloiul ăla, nu? Acolo. Da, da. Sigur. Dar nu ne lasă, bre. Da? Nu ne lasă. Păi că să filmez așa. Bună ziua, avem voie? Avem voie? Avion? O, la intrare asta ia. Este la salină. Ah, mulțumesc. Trebuie să stăm la o coadă. Da. Bre, eu nu țin neapărat. Eu nu țin neapărat să intru. Mai sunt multe aparate la... Stai să-l văd așa mai de aproape. Înăuntru ce poate să fie? Un tub cu niște chestii și cu niște treburi. Hai. Ăsta era turc. Deci e turcesc avion. Dar să fi fost un pic mai răcoare, bă, nene. Hai pe aici, prin partea asta. Aici.
poate să fie, nu? Ai scuze că nu știi, tu rămâi ca mine. După aceea, când e mai frumos, rămâi fără. Păi mai avem. Treaba ta. A, vină cu mine. Uite, vrei, F-16. Alea care fac zgomotul ăla împuțit. Sunteți, bă, că nu vă mai văd. Aha. Și mai sunt acolo căutați ce trebuie cu părțile și da. Foarte frumos. Dar foarte multă securitate. Să nu se întâmple buba. Uite Migu. Bătrânul Mig. Asta despre asta ziceam. Cad migurile? Hmm? Cad migurile? Da. Săracele. Bre, dar de ce unii au venit mai repede și ăștia mai stau în aer? Cred că le place. Bandiți stau mai mult. Unii coboară repede. Unii chiulesc, ia uite ăla ultimul. Îl vezi? Ăla alb. A, uite acolo cu stem. Ăia sunt frumoși. A, sunt în... Ăia sunt legați, mă, cei cu ei. Sunt în grup. Ăia sunt vagabonți. Hai să-ți fac film cu Migu. Uite acolo la gărduleț ca să... Că e de al tău. Aia sunt o formație acolo sus. Da. De muzică populară. Da.
asta de pune de la lumea aia. Da. S-au desprins. Eu zic să te duci să faci rost de ceva de băut când s-a uscat. Stai aici? Da. Sunt aici, la mic. Auzi? Caută-mi bere, rece. Parcă este. Am văzut undeva niște butoaie. Nu? Aici? Mergem împreună? Mai oprește la că hai. Hai timp. Tatske și Raimund Reimann, urmate de aproape de către T28-ul Troian. Tot pentru prima dată în România de la Flying Bulls, pilotul troianului este Miguel von Leitner. Iată-l cum trece prin fața noastră pe 25. Aplauze pentru The Flying Bulls! Mulțumim mult băieților de la hangarul numărul 7 de la Salzburg! Iată Troianu cu capul în jos! Troianul a executat pe rolul victoriei! Este practic este opus dintr-o urcare, se începe înclinarea și avionul acesta clasic este superb în această evoluție, coborâre la 80 de grade! B25-ul vine exact pe direcție, privind cât de frumos este din nou cauze motoarele. Jumătatea de 8 cubanez în acest moment este o manevră tactică și chiar pe care foarte mulți piloți au practicat-o încă din timpul primului război mondial. Aplauze pentru Miguel Hochleiter, spor vertical. Se vede dacă face un looping sau va face o jumătate, jumătate și jumătate. Ambele manevre sunt întrunite, ceea ce se întâmplă avem un Cuban 8 sau un 8 cubanez complet. 8 cubanez complet, bravo. Motorul este un Curtis Wright R1820 cu 1400 de cai putere. Iar B25-ul a avut de la bun început două motoare Wright Cyclone R2600, 1700 de cai putere. Iată ce frumos coboară Miguel! Vine spre noi! Se observă cât de robust este acest avion construit pentru a fi îmbarcat și pentru școală, pentru US Navy, specificațiile marine americane. 100 de grade în acest moment, un viraj de luptă. Avionul putea acroșa sub planuri, adică sub aripi. 3 până la 4 grinzi pe fiecare aripă, cu containere care găzduiau mitralierele de 12,7 mm, adică 50 cal-uri. Și aterizează în acest moment Hans Palaske și Raimund Reimann. Mulțumim și o ieșire din scenă la BIAS 2017. Cred că va urma să aterizeze Troianu, după care vom vedea cum evoluează Alfa Jet-urile. Și? Și Corsarul. Și Corsarul, asta mi-a scăpat ăsta. Corsarul ăsta, Corsarul ăsta are așa o viteză mare, rateză să mă văzbind. Dacă Corsarul poate să efectueze un zbor în formație cu avioane de școală reactive moderne, ne dăm seama de ce însumna în 1943 când a intrat în Pacific. Mamă! 750 de km pe oră este viteza maximă a Corsarului. Și 1000 de kilometri pe oră este viteza maximă a Alfa Jet-ului. Acum, din partea dreaptă, iată-i! Eric Gijon, Tim Heibor și Stefan Donhammer. Despre ei vorbeam, Corsarul e în frunte, Alfa Jet-urile în stânga și în dreapta, în formație, o jumătate de lucru.
nu? Cu Tonou, cam este aceeași. Un looping cu răsucire, aproape o ieșire din looping cu răsucire. Au vrut să facă așa ceva, au continuat coborârea, o descendență frumoasă pentru câștigul aerodinamic. Virajul înclinat pe partea stângă. Interesant este această formație că avem două tipuri de aripi. Aripile săgeată ale Alfa Jet-urilor sunt în contrast total cu aripile de pescăruși ale Corsarului. Vă spuneam, o soluție destul de neortodoxă pentru inginerii americani care au trebuit, datorită diametrului mare al eligii, să coboare planurile de la încastrare, să coboare aripile pentru a găzdui trenurile de aterizare, a conferi înălțime. Vor trece prin acum, rupere de formație. Philip Hagbauer execută helixul în jurul celulei, formată din Alfa Jet-ul, pilotat de Stefan Domhaber și corsarul Eric Jean. Doamne, ia uite ce aproape e Alfa Jet-ul de corsar. Excelent! Flying Bulls la București, domnilor, și domnilor, aplauze! În curând va trece prin fața noastră la sol B-25. Tu ce vrei, vrei? Superb avion. Haide! Mai în față? Haide! Păi ce, vede mai bine că e în aer. Al celor de la hangarul 7. E în aer, bre. Ai, e mișto acolo, că să le vezi că se prezintă avionul aici. Bravo, bravo, Cosmin. Deci luni ești la autoritatea pentru examen. Luni nu, vin la cursuri prin. Atât Hans Malaschie din partea dreaptă, cât și Raymond Riedman ne salută, au deschis geamurile. Un rulaj la sol pentru rămas bun. Ei. Dar atenție și în partea dreaptă, undeva în zare se pregătesc din nou cu viteză foarte mare pentru coborâre. Aplauze pe 25 pentru acest minunat echipaj care din 2012 este alături de noi. Și privim corsarul și cele două Alfa Jet-uri se apropie de noi. Cala bombelor este deschisă la B25 în acest moment. Să vedem, va fi ruperea sau vor continua accesiunea pe verticală. Acum, ruperea! Bravo, băieți! Superb! Iar Miguel Hoflider completează axele pe verticală ale acestei frumoase evoluții. În acest moment avem două motoare ucilii din stea și două motoare reactive. După asta. S-a auzit și acest șuierat specific motorelor în stea. Este vorba despre sucalimentarea care conferă putere în plus. Looping, nu? E de la cubanez. Da, de la cubanez. Este o jumătate de looping și o jumătate de tonou. Să vedem dacă va completa în partea dreaptă, va fi într-adevăr un loc cubanez, dacă nu vor fi alte evoluții, dar cred că la fel va executa Miguel tot această ascensiune. Frumos și troianul. Da, este un loc cubanez complet. Normal, pentru că poate să fie și un om cubanez inversat la 45 de grade, se intră direct cu răsturnare, jumătate de tonou și se continuă închiderea lucrurilor. Un impecabil lucrat, aplauze pentru Miguel Hoflider, pentru prima dată aici la București. Iar acesta este un viraj de luptă. O schimbare de direcție. În partea superioară a ajuns foarte mult și acum coboară, lansează către viteza maximă. km/h este viteza maximă constructivă acestui aparat și din scena din partea dreaptă Eric Jean.
din nou către o viteză destul de mare, aproximativ 600 de km pe oră. The Whistling Dead, sau moartea care șuieră, așa era botezat acest avion în Pacific de către japonezii. Trebuie să vă mâncați într-adevăr pentru că pierduseră supremația aeriană. Din partea stângă Eric Gijon și să admirăm la această oră frumoasă de zbor, orele magice ale zborului, silueta impecabilă a Corsarului. Cine știe, poate pe viitor vom avea parte și de un F-16 Hellcat. Ar fi un vis îndeplinit pentru mulți care iubesc aviația și în special aviația din cel de-al doilea război mondial. Trebuie să vă mai spun că Eric nu forțează acest avion. El poate să atingă o suprasarcină de până la 6 G, dar acum este limitat la 3,5, maxim 4 G. Așadar, este un avion original din 1945. Se poartă cu mânuși cu acest aparat de zbor, o bijuterie. Lui place foarte mult Corsarul, pentru că îi amintește de luptele reale. Tactica avionului este impecabil, la fel ca și ideea constructivă. Răstoarnă foarte frumos și din nou va veni la verticală pe 07. A vopsită în celebrul Navy Blue. Marina americană în timpul celor de-a doilea război mondial a avut o succesiune de camuflaje, de culori. Acesta este ultima dintre ele. Această culoare a fost folosită și de forțele armate ale Franței, ale Franței, în Indochina și în criza din Suez. Ei au operat ultimele aparate Corsar în 1947. Inițial, corsarii erau vopsiți în culoarea albastru și bleu, iar pe intrados, o anumită porțiune, primele variante erau vopsite în alb. Ulterior s-a trecut la un camuflaj în special pentru operatorii din Australia și Noua Zeelandă, recunoscuți cu numele de Kiwi Corsair. Forțele aeriene regale au operat în Marea Britanie corsării. Și acum cât de frumos urcă 2300 de cai putere, un motor cu 18 cilindri în stea. Spune și consumul. Înclină frumos, fără să bruscheze avionul, absolut un vis. Un vis aerodinamic aici la Bias 2017. În scenă pentru ultima secvență oferită de The Flying Bulls. Cele două alfajeturi pilotate impecabil astăzi de Stefan Dornhammer și Philip Heidbauer. Din Germania, de unde se știe? În partea dreaptă se pregătesc pentru o intrare, un salut final. Timp în care în zare se observă foarte frumos Corsarul pregătindu-se pentru aterizare. Alfajeturile coboară, viteza maximă este de 1000 de km pe oră, dar acum au o viteză cuprinsă între 500 și 700 de km pe oră. Vom auzi cu această ocazie și repriza motoarelor Snecma Turbomeca Larzac, care dezvoltă pur și simplu 5 la 1 kN. Acest aparat de antrenament reactiv pentru forțele aeriene franceze a fost operat și de Luftwaffe, dar mai ales al treilea operator a fost armata portugheză.
alfajeturile franceze se pot distinge față de aceste două alfajeturi care au botul ascuțit, după Vito, printr-un bot mai rotunjit. Trebuie să ne amintesc că Batui de France operează aceste aparate în continuare, iar ele în Franța au fost menite pentru a înlocui un alt avion de succes, și anume Fuga Magister. Vrei, tu ce cauți aici? Ești pilot? Da. Către poziția inițială. Da, pentru ce firmă lucrezi? Haideți să facem cu mâna. Da, Heineken. Da. Pentru această super. Ai băut prea multă bere? Eu detest. Da. Lui Miguel Hoffleiner. Nord-american de 28 troian. La verticală încă cele două alfajeturi. Din direcția opusă, pe 250, tocmai aterizează Rigijon. Care aterizează, vreți? Aterizează acolo. A, ăsta. Mulțumim, Miguel! Miguel, ai consumat 4 tone de benzină până acum. Ce praznic a fost ăsta, mă, să-mi ia pălăria din cap. Looping, acest snail inițial, se lansează cu viteză de looping, după care se merge pe verticală, viteza scade în acest moment. Strâng foarte bine cei doi piloți. Bravo! Frumoasă demonstrație. Să vedem și regroparea. Câte jumătate de tonou fiecare. Se pregătesc pentru coborâre și probabil pentru aterizarea acestei ultime secvențe superbe. Cele două Alpha Jet-uri vor încheia show-ul oferit dumneavoastră astăzi de The Flying Bulls. De fiecare dată alături de noi, îi așteptăm și în edițiile următoare, sperând totuși ca Lucky Dul P38 Lightning să-l vedem și aici la București. Mulțumim foarte mult băieților de la hangarul numărul 7. Mulțumim băieții de la hangarul 7. Școala românești, școala românească. De perioada aviație civilă, dar și pentru modeliști. Mobiliorama este foarte bine aspectat. Aveți parte de toate vopselele și machetele, chiar și de macheta Alpha Jet-ului, care tocmai acum rulează pentru a intra pe cadrul ăla și degajează. Iată, Eric Jun, mulțumim mult de tot, Eric! Iată, ne salută, ridică aripile în fața albastră, doamnelor și domnilor, Corsarul Flying Bulls. Iată ce frumos salut în această după-amiază la Bias! Ah, ce tare! Asta pentru transport se ridică aripile. Nu, este pentru portavioni, este sistemul despre care vă vorbeam dimineața, se ramatează, se pliază aripile pentru a face loc pe portavion și în portavion pentru că era coborât cu liftul în cala avionului și pentru economie de spațiu, aripile se ramatau. Super. Sistemul de ramatare este hidraulic, funcționează și astăzi impecabil. Mulțumim mult de tot pentru inițiativa, Eric Jean, mulțumim mult de Flying Bulls și ultimii doi tauri care vor rula sunt Philip Heidbauer și Stefan Dobhammer. Alfa Jet-urile. Ei, acolo nu se mai pliază aripile. Un alt avion reactiv în via aripile, tot pentru portavion. Am văzut la televizor. Care era? Ce mai de lucru? Aia era ce mai de lucru? Aia, nu știu. Aia, făcea și Crusaderul, făcea și A7, făcea și Intruderul, făcea și Și să știți că la Dacia 1300 să plia portbagajul din spate, mers, capota, unul era prea aerodinamică. Iată Alpha Jet-urile de la Flying Bulls, doamnelor și domnilor, aplauze!
Tot aici, în display-ul static, se află și două avioane Eurofighter, un program care a fost demarat în anii 80 și pentru ca europenii să aibă parte de un avion multirol de superioritate aeriană. Programul s-a numit Ex. Ce frumos! Bravo! Superbă cravată în coborâre! Bravo, Oții! Și extra 330 SC, caritate dotată a Republicii României din 2010. Iată ce frumos avion în mâinile unui campion! Bravo, Oții! Viteza 0! Din nou lansează cu evoluție giroscopice. Aceasta este o tumbă și o jumătate de frie negativă cu coborâre. Perfect aliniată verticală. Iar și viteza 0 să ne ridice în acest moment. Bravo, Oții! Să vedem, va fi o vedere. Este un pendul pe cabină. Foarte frumos executat pendulul pe cabină. Iarăși, iarăși, tumbele. Extra 330 are 316 cai putere. Este unul dintre cele mai bune avioane de acrobație în clasa Unlimited din lume. Tot în clasa lui se află și Elixersul cu care va evolua Zolta Ambereș în câteva momente. Da, jumătate de tură de negativă, a avut avionul pe spate. Tot în clasa lor se află și Zipco, Echi, un răspuns a unor antreprenori pentru a veni cu avioane mult mai ușoare și mult mai puternice. La fel și Corpus Racer. Iar acesta se numește loc ceva, cum vă spuneam și dimineață, dansul bețivului. Sau Mancurea, pentru că este inventată de un denumită de un pilot cec. Tot la mere și are mai toate licențele posibile care se utilizează în aviația comercială. Astfel, ea deține licența de ATPL, Airline and Transport Pilot, are licența pentru hidroavioane, care este o licență separată de avioanele care decorează și aterizează de pe sol. Și, bineînțeles, mai are și licența de elicopter. Așadar, cei mai lipseau lui Zoltan Pereș, licența de navetă spațială, pentru că urca ușoare deja sunt anii cunoscute lui. Acum vedem probabil un desen sau o coborâre, o succesiune de domnului coborâre. Sigur că da, cât de frumos și de exact oprește avionul. Patru sferturi de tonă în urcare. Și vinul declanșate. Unde ești, mă?
găsit fuselajul portant. Unitară, iar puterea maximală este suficientă. Are o tracțiune de 1,01, ceea ce înseamnă că poate și el urca pe verticală și se crească viteza. Iar acum unghiul de atac crește, se pregătește pentru limita de viteză. Care e limita de viteză la acest pic 29? În jur de 180-200 km. Cam în jur de 200 de km la oră. Iată-l. Alfa 20 de grade, adică botul este ridicat la 20 de grade. Excelent, Cosmin, bravo! Mulțumesc. Și o repriză a motoarelor Klimov. Ce înseamnă un avion construit cu acele apexuri care conferă o stabilitate mai mare aerodinamică? Superb avion! Să nu uităm că această aeronavă a început pentru prima dată. Pentru aterizare, trenurile sunt scoase, flapsurile la fel, micul 29 poate efectua și pendulul. Atenție, partea stângă! O imagine superbă cu MiG-ul 29 aici, la Bias 2017. Cred că se pregătește pentru aterizare sau... Da, să vedem, sunt aprinse farurile de aterizare. Va fi o aterizare sau va fi o ratare din filare? Nu, s-a reconfigurat low pass. Pentru zvolul low pass, atenție! Viteza foarte mare, regimul este maximal și... și... Ați văzut ce înseamnă tracțiunea supraunitară. Raportul de putere este fenomenal. Pe dreapta. Yeah.
fi în configurație pentru aterizare. Farul a prins. Doamnelor și domnilor, Digul 29 Fulcrum, forțele aeriene poloneze. A aterizat din direcția 250, adică din dreapta spre stânga. Bravo, nicio îndoială că deja știi și ce înseamnă tracțiunea vectorizată mai târziu. Ei bine, poate o cosafie odată la bias ce înseamnă tracțiunea vectorizată, dar întotdeauna știu că îți place să înveți. Așa că am învățat ce înseamnă tracțiunea asta. Sigur că da, și uite mai bine Cosmin acum, pentru că multe dintre avioanele noastre folosesc reversoare de gel. Mă întrebam aproape de, apropo de un sistem de frânare. Parașuta de frânare este largată, containerul parașute se află între cele două motoare și, atenție la acest tip de avion, există o frână aerodinamică exact deasupra și de desubtul parașutei. Este deci o frână aerodinamică dorsală care se află în spatele cabinei piloților. Exact, și este frână tip crocodil, deci se poate larga partea de deasupra și partea de desubt simultan. Sunt două verine hidraulice care dirigează această frână. Pentru avioanele de vânătoare, delay.